Doamne ajută, oameni buni, și bine v-am găsit la o nouă producție, Marca cu Iosif pe Coclauri. Iată că drumurile astăzi m-au adus pe coclaurile din județul Satu Mare și mă bucur tare mult că astăzi am revenit ca să redescoper alți oameni faini și neauși de aici din județul Satu Mare. Alături de mine l-am, oameni dragi, pe domnul director al Centrului Cultural, domnul Robert. Bine, vă salut, revenit. Domnul Robert, și vă mulțumesc pentru că, iată, m-ați reinvitat pe coclaurile din județul Satu Mare. Îți mulțumim mult că ai revenit în județul Satu Mare și mă bucur că, iată, după celelalte filmări pe care le-ai realizat în județul nostru, ai revenit cu drag în județul Satu Mare, iată, de data aceasta în locuitatea Soconzel, comuna Socond. Exact, în Soconzel, că asta voiam să le mai spun oamenilor care ne urmăresc, domnule director, că în urmă cu 2 luni de zile am avut bucuria ca să fiu tot prin intermediul dumneavoastră invitat aici la Soconzel la Jocul Satului și aici am întâlnit o pereche atâta de faină, de oameni așa cum caut eu, de la glia satului, Lelea Zamfiră și Badia Cornel. Exact. Ne puteți povesti mai multe despre dumnealor? Într-adevăr, în Duminica Tomii am organizat Festivalul Folcloric Danțul Așură, pentru că aici, în inima Codrului, în localitatea Soconzel, mai avem acei dănțăuși autentici care îmbracă strajele populare codrenești și atunci când organizăm acele evenimente tradiționale, ei știu să bată autentic pe picior și iată cum ai și remarcat această familie Grosoș. Sunt niște gospodari desăvârșiți, oameni respectați în comunitate și cu speranță când o să le vedeți și costumele populare, o să vedeți ce oameni frumoși o să fie atât în exterior cât și în interior. Da, eu abia aștept, domnule director, ca să cunosc așa mai în detaliu povestea dumnealor, pentru că atunci am povestit destul de sumar despre ceea ce sunt dumnealor. Știu că la Lelea Zamfiră i s-a depus și dosarul de tezaur uman viu. Exact, este o țesătoare de săvârșitura Codrului, da. Având deja 2 tezaure umane vii în județul Satu Mare, atât pe Floare Finta din Negreșoaș, cât pe meșterul olar Ișvan Figheizo din Vama. Voiam să facem un dosar de candidatură și pentru zona Codrului din județul Satu Mare și astfel, împreună cu colegii mei de la instituție, am depus acest dosar de candidatură și mă bucur că chiar ieri am aflat de pe site-ul Ministerului Culturii că din cele 47 de dosare de candidatură depuse pentru anul 2023, 12 au fost acceptate și printre cele 12 dosare acceptate se află și meșterul nostru popular din localitatea Soconzel, doamna Emilia Zamfira Grosoș. Așa, iată, cred că e în premieră și pentru dumneavoastră astăzi ca să afle că, de fapt, este tezaur uman viu cu acte în regulă. Și sigur că da, noi o să, de aici, din zona Codrului, o să mai îmblăm și pe alte coclauri, domnule director. Deci trebuie să-i anunțăm pe oamenii care ne urmăresc că, de fapt, e doar un început dintr-o serie destul de lunguță, pentru că, iată, câteva zile o să rămânem aici, în județul Satu Mare. Și mă bucur din suflet că m-ați pus în legătură numai cu oameni faini. Noi vă mulțumim mult că ați venit în județul Satu Mare și promovați acești oameni minunați, atât din zona Codrului, cât și în țara Vașului. Cu mare drag, cu mare drag. Astăzi suntem aici în zona Codrului, după ce o vizităm pe Lelea Zamfiră, ne vom duce și la o stână de oi, exact. După care mâine vom pleca către țara Vașului, corect. Așa că, oameni buni, trebuie neapărat ca să rămâneți alături de ceea ce urmează ca să publicăm aici pe internet și pe canalul de YouTube cu Iosif pe Coclauri, pentru că urmează materiale faine realizate aici în județul Satu Mare, alături de domnul director. Haideți, domn director, că îi văd pe acolo în curte. Mai ales pe Badia Cornel, acolo, cred că ne așteaptă da, de da, jumătate da. De șas. Doamne, dă bine! Să trăiți, Badia Cornel! Doamne, dă bine! Mă mai știți? Da cum și nu! Aha, v-a fost dor de noi? Da! Să rămână! Ce faceți? Multe nu! Nu? Numai și nu lucru aș face! Aha! Ne așteptați de mult? Nu de mult! Că știi dumneatale care-i treaba? Care? Eu, la 6 și un sfert, m-am... V-ați trezit? Trezit și m-am dus la căluză, la văcuță. Aveți animale? Da. Serios? No, bine. Uh-huh. Și ghițăl, și porci. Ah. Și am mărit cu caii pe pășune, mă înțeles?
Nu, vezi, Metallica, cum înseamnă e? Că dumneata mula amiază e sătul de lucru. Apoi, nu prea tare, pace nu prea tare. Putem intrăm. Pe aici? Da. Unde e femeia? Femeia e în Londru. Face plăcinte. Face plăcinte? Extraordinar. S-a făcut carne. No. Deci ne așteaptă cu plăcinte. No, nu grăi, Doamne, și mă iartă, dar păi nu. Tare fain e aici la dumneavoastră. Suntem noi de la țară, dar nu. De la... Da, văd că aveți și găini acolo. Avem bugăți, avem 20 și cocoș și avem nici de aceea, nici. Serios? Acolo. Da. Ca, e ca la oameni gospodari. No, no. Vă rog frumos. Merem să vine dacă femeia o găta plășintile, așa? Apoi am nu știu. Mătușa Zamfiră, Doamne ajută! De sănătate! Mi-a ta faci plășinte. Da, și-am întârziat un pic, mai multe. Păi, eu. Am făcut și-am primat acolo, dar mi-a mai rămas o câteva bucăți. Vă pup. Și bine v-am găsit. Bine ați venit. Hai, de bine, cu brânzele în pleț. Am umplut cu brânză, am făcut cu brânză și cu morar. Uh-huh. Am făcut cu lobodă prima dată. Ai, mamă, dar ce fain crestul oaie. Prima dată am făcut cu lobodă și cu morar, cu ceapă și cu fac plăcintele la noi. Da, și da, da. Am făcut cu brânză și cu morar și am făcut mai cu brânză simplă. Da, 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 deci cu brânză, e brânză de oaie? Brânză de vacă. Sau de vacă, am înțeles. De vacă, că vaca am mufat de 3 săptămâni, numai. Mhm. Și ne ungem cu pana. Așa. Da, da. Tu luai. Sunt destare iute de mână. Da, uite, aici le-am, uite, uite, mai trei bucăți mai am. Încă trei bucăți. Da. Apoi a nimerit bine. Da. Am nimerit să le și, să le și televizăm când le faceți, da. Și nimerim să le și mâncăm calde. Da, așa că adică când aceea nu m-am păzit așa iute. Deci nu v-ați păzit? Nu m-am păzit iute, nu, no, făcut aia de dimineață multe, că am pus niște carne la fript acolo, un pui la fript. Da, v-ați năcăjit cam tare? Nu! Nu, no? Că nu așa e lucru. Aha. Noi suntem oameni gospodari. Noi suntem obișnuiți. Să vede, să vede. Și știi, dumneatale, care-i treaba? E treaba că dacă muncești, ai ce-ți trebuie tot. Da, 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 corect. Mă înțelegi? Da, da, da. Așa s-a obișnuit, da. Eu nu s-a obișnuit, așa mă duc nici încet. Uh-huh. Am fost o săptămână viitoare în satul mare și m-am întâlnit de la centru de creație. Nu am întrebat pe Carmen că ce funcție are amul, dar mai de mult când a fost zestra românilor era... era șofer la mașină. Mm-hmm. Mă cunosc tot după locul. Da, da, da. Și zice, da, zice, unde mergi? Că mă duc până la carne. Nu cred că o zic o vinit. Pe că voi aștepta de la mine. Mm-hmm. O asund eu și voi aștepta. Dacă pe ce a intrat, am văzut că m-a venit. Am bătut la ușă undeva acolo, la secretariatul ăsta, Carmen, că e acolo. Da, zice, da, da. Sună-o, că poate... Ies, am așteptat la poartă și zice, stă pot. Uh-huh. Și după ce vine înapoi, vine, m-a găsit tata acolo, zice, chiar și întreba câți ani ai. Că zâna mai mult e 67. 67 aveți? Da. Mulți înainte. Mulțumesc. Nu vă arătați. Mulțumesc. Și bărbatul? 68. 68. El împlinit, dar acum în 14 iulie. În 14. Nouă la mulți ani cu sănătate. Doamne ajută. Cum îs? Cum îs? Cum îs anii? Îs anii foarte buni. Îți bun, știi dumneavoastră, ce îți bun. Numai de la tata ceresc sănătate și îndeai, că încolo merg. Da, da. O zis domnul șofer, că tămâine știi ce zice? Să cunoști femeia după cum mergi cât e bătrână. O zic că te cam ești mai bătrână, zice ca și ea. Tanti, ea mi-e zice că ea mergi mai afro și tu mergi mai încet. Foarte bine vă țineți amândoi, domne. Să știe cu sănătate de-am înainte. Numai sănătate de la Dumnezeu și putere nu-i pe mare, dar sănătate și ne dă. Nu-i merită, trebă, după ce bătrânești, nu mai ai așa putere ca când ai putână. Eu le spun la bătrânii mei că trebuie să facă și eu de bătrâneții la 60 și înainte. Da, știi? Deci trebuie să învățăm, ba Cornel, să facem și eu de bătrâneții. Știi, dumneavoastră, și o zi bunicul meu după tata, o zis în felul următor, către bunica, măi, zice, Iuli, zice, fii atent, am trecut de 60 de ani, deci nu mai lucru. Mm-hmm. Dohănea cu tipă de aia cu ciutură, dacă ai văzut, da, dumneavoastră. Da, da, da. Mm-hmm. Așa, dohănea cu ala și stătea pe drum să uita care cum trece. Mm-hmm. De 60 de ani, dar până de 68, împliniți. Da, da. Și... Că noi ne... da, da, dacă da. Nu putem unul, ne curajăm unul pe celălalt. Trebuie să pregătiți pipa, nu?
Nu, mie nu-mi trebuie. Nu fumează? Nu, nu, nu. La noi în casă, de când a murit tata, Doamne, să-l ierte Dumnezeu, nimeni nu mai. Nu mai fumează. Băiatul meu nu fumează, el nu fumează, nu fuma nimeni. Nu, nimeni la noi, nu. Păi să am călează în firați fost așa, o femeie fericită, dacă bărbatul nu duhănește, așa e? Da! Că vorba aia, ferice de femeia care are bărbat și nu duhănește. Da, nu fumează. Văd pe mulți aici la noi că mă duc și... Aici în 2003 s-au făcut filmările astea românului, nu a fost bucătăria, nu a renovat. Da. Un holul a făcut toriu. Și aici a fost așa cu grinzi, cum era mai de mult, de-o fornașterea lui Carmen și nu, mai multe firmări. După aceea, oricum, nici în căs nu a fost așa, dar l-am renovat și le-am făcut de altfel și s-a modificat. Da. Modificat. Oare, ba, Cornel, merem o țărucă pe afară să ne arătați moșuia pe care o aveți pe aici, pe lângă casă. Unde-ți veni? Că mi-a zis că aveți și o văcuță, da, și o televizor un picuț. Da, și dacă ai iodus pe hotar. Da. Și apoi până gata, lelea, zanfiră, plășinchele. Numai bine televizăm o țărăpă dincolo și apoi iesă cu ea, le ia așa faini afară și mâncăm câte o plășinie. E ca mânca plășinie până ne-o îmbrăca noi în portul. Exact, sigur că da. Oi, ce gospodărie mare aveți. Acolo e cloșca cu pui, așa-i? După aici sunt cotețele. Da, cotețele și aici sunt porcelașii. Hai măi, Nicule! Ce porș mare aveți. Nicule, da. Da. Și ăștia țineți până câtă toamnă? Păi ăștia de Crăciun tăiem. Da. Păi înseamnă că să mai fac încă o dată. Apoi am o căsărfă. Da? Nu. No. Cam că le dați de mâncare, turna cum le place. Aici ne avem încă iară o cloșcuță. Tot o cloșcă. O cloșcă. Și o zis nevastă mea către mine care niște puișori pe aici, păi, nu știu că am împlinit, apoi... Uite că deja încep să iasă pui. Da, uite-ne, Dumnezeu. Da. Șmecher, da, exact. Și cu conci, și s-ar putea și mai fie, da, păi eu nu... Păi, după mutător ieși. Da. Așa-i? Da. Într-o săptămână deja îmblă pe aici până acolo. No, bine. Mă vezi, metale, că cum e. După aia, aici ne mai avem de ăștia. Ăștia am avut 20, dar ăștia i-am cumpărat, îți spun. Da, pentru carne, așa, ai picuțele astea. Da. Și apoi nu mai avem loc și băgăm în ladă, că i-am butea păteți. Da. Mănâncă de numai vizul meta groză. Da. Mănâncă foarte mult. Mănâncă, sigur că da. Da, ăla are o chilă. Serios? Da, bineînțeles. Tu luai și câte o zamă așa de pui de casă, nemai pomenit, așa? Ai văzut mie de-alea. Vă mai faci ele alea zanfira, câte o zamă de casă? Oi de capul meu, nu vorbi, că eu fără de aceea ești mort. Serios? Nu, bine. Că și mie de care treaba? Eu cu carne nu-s mare prea. Da. Nici cu cărnață, nici... Și amul dimineață o făcut... E minostă niște mâncare și zice, mănâncă Cornel Cărnaț, mănâncă-i tu, de nu-i dau la mâzi, dă-i. Nu, mie nu. Da. Înțelegi? Deci nu sunteți mare prăchin. Și apoi pe aici scotețele, sub coteță să bagă găinile acolo. Și vacă o țineți aici în grajd, așa-i? Da. Văd că și căruța e aici pregătită. Draful, dar cum? Fai, ce graj mărișor aveți. Nu-i mare. Numai așa cât se vede la vedere. Da. E mărișor. Și aici văd că pe poartă aveți toate sculile posibile, cred că. Ca la un om gospodar. De la seșeră, la săcure, la... La de tătie. Tătie trebuie, așa-i? Ne zicătă doamna Carmen și margă și aprinde becul poiată. Trebuie aprins din casă? Da, că nu se pot. Da. Că eu n-am de astea niște dumneata. Da. Și am văzut că dincolo-s vașile acolo. Aici cine-s? Două sau trei, câte aveți? Două văcuțe. Aici-s cai. Aici a băgat cai. Da, aici cai și aici văcuț, acolo vițelușul. De câte săptămâni e vițelul? Da, păi luni au trecut de 3 săptămâni. Luni au trecut de 3 săptămâni. Da. Da. Și văcuța, nu. Și vreți să-l țineți? Sau îl dați? Luăm ține noi, devin prunci și le treabă și îl prânzăm. Da. De nu le treabă, îl vând. Cam luători bugăți la el. Am înțeles. Că-i
băiat. Aha. Și apoi, că era fetiță, nu? A și ținut, așa? O am avut, da. Da, da, da. Mm-hmm. Și vaca dă lapte? Apoi am udat, știi dumneatale cât dă, până când se ridică de aici în sus, se întorce la prietenul. Mm-hmm. Și ăla o suge. Da, da, da. Nu. Mm-hmm. Trebuie hrănită o vacă da, ca să dai lapte, așa-i? Păi trebuie mâncat. Altfel nu faci nimic. Eu mi-am lăsat aici înainte căsă de cosă, treburile și îi dau i-am dat dimineață și acum i-am dat înapoi odată. Mm-hmm. Deja cred că îi dați iarbă verde, așa-i? Da, păi bine. Mm-hmm, no, hai da și vă arăt și aici ne cât am. Să intrăm și în șură. Da, da, no. Aici ne numai tata și maica noi. No. No, ne uite, du-te, nu te nici băga acolo. Ai, 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 ai. Mare, mare, mare șura. Să știți că e foarte mare. No. Și fânul țineți în pod, așa-i? Pentru iarnă. Fânul în pod, pe iarnă. Uh-huh. Acei de pe o gradă. Și dincolo, în aia la altă șură, că așa e a mea. Și după aia fac aici ne clipă, furcitură cum se da, da, da. Uh-huh. Pe iestanii, pe o gradă. Pe o gradă, da, da, da. Da. Uh-huh. No, și ai să întinde multă mușuie la deal. Hai, da, și pare, domn, dar ce crezi, așa sunteți un om de omenie. No, bine, nu vorbi. Aici e coșul de malai, nu mai bugai că s-o gătat șatra. S-o gătat, s-o gătat. Acolo pe unghei. Uh-huh. Acolo pe unde nu-i cosit până în deal, până în deal și iară pe dincolo, oi, oi. Până acolo la un gard. Uh-huh. Se întinde un pic. Și apoi aici mai am încă de băgat căpteți. Da, da, da. Uh-huh. Asta am cosit-o mai repede. Uh-huh. S-a făcut iarba, așa-i? Da, da, o, domn. Dar până acolo unde-i via aia, îi am eu. Am înțeles. Da. Și până aici, unde este un șanț. Uh-huh. Deci cum mere șanțul. Se întinde un pic. Da. Uh-huh. Și aici a scosit manual? Da. Cu cosa? Cu cosa. Mai mere cosa la 60-70 aproape. Mai mere în ce, dar știi care-i treaba? De altă oară, o cosem în 3 zile, uh-huh. Dar acum am eu 3-5. Serios? Da, bine. Nu-s nici o cine am fost. Să sunt aia, așa. Plus că știi dumneatale care-i treaba. Îi treaba în felul următor, că când mă sună și părintele, trebuie și mă duc și la Sfânta Biserică da, dimineața. Da, da, da. Uh-huh. Câteodată mă duc la 7, viu pe la 8, e bine. Da, da, dacă da. Mă sună la 8, viu pe la 9, jumate și ajung la 10 acasă. Păi ce mai poți face până mă duc cu caii pe Mijeuca? Da, cum da. Zicem, nu. Uh-huh. Păi, no, ăștia doi au rămas neînvăliți. Ăștia mai de mult. Ăștia da, da, trei da. Duși. Mă înțelegi, metale. Duși în șură și după aia zamfira noastră să urcă în pod. Să urcă în pod și-o de jos, cu furcoiul ăla, cu tricorne, ea cu coadă lungă. Uh-huh. Apoi îl dau în podul șurii, n-ai da, ce da. Faci. Și dumneavoastră îl tot așează acolo. El tomne pe acolo și n-a. Vezi, uh-huh. Metale că cum e. Da, da, da. N-ai ce faci. Dar e bine că s-a făcut iarba anul ăsta. Iarba a fost, numai știi dumneavoastră care-i treaba? E treaba că eu mai am încă 45, 30, 20, 25, 30 de cosit încă. Serios? Nu bine. Păi nici nu o grămadă, o grămadă. Uh-huh. Da, da, de altă oară când era vreme bună, mă înțelegi, metale? Eu asta am cosit-o într-o zi și jumătate da, și da. Am uscat-o. Dar ala e când e acolo. Da, 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 nici nu a stat vremea să poată nu usca, stat. Să poată face. Nu, și dimineața încă m-a supărat doamna. Păi? O zis că săptămâna seară plouă. Așa s-a anunțat, da, da. Am zis, du-te mă, culcă-mi gheata ta. S-a anunțat, da, da, da. Văd că aveți și câini aici. Aici doi aici, sunt legați. Aha. Că vine... Trebuie să păzească găinile. Vine vulpița. Aha. De aici pe din coace. Pe aici pe de la deal vine, așa-i? Da, de acolo. Uh-huh. E aici, vezi metalia, că e pădurici. Da, da. Văd că sunt tare povestitor câine. Tot așa și cu vulpea. Nu poate intra. Nu poate. Plus că are vecinul ăsta de acolo de sus, are 5. Uh-huh. 5 câini. Da, da, da. Și nu pe... Am înțeles. Dar ursul nu coboară pe aici? Nu. Nu?
A fost odată un urs aici pe la noi și un vânător, zice, am zis că el, bă, fii atent așa la mine, uite, vine ursul pe aici, bă, fii atent așa la mine, dă pușcă la mine, am făcut la infanterie armata, da, zic, da, dă da. O pușcă la mine că eu îl împușc. Și nu s-o duc, nu știu. Nici lup nu mai sunt pe la... Șacalăi de aici sunt pe la noi. Am înțeles. Da, da, da. Dar lup și urs nu mai este. Da, da, da. No, asta și e bine. Tractor bine. După... Ăsta, ștraf după tractor. Am avut că am avut tractor mare. Uh-huh. După aia l-am vândut, am luat de-a la mic. Nu, m-a dus odată eu nică că și-mi ne arăt acolo pe deal și că cum se pornește, cum mere, cum celă. Și apoi eu... cum o să așa mai iute, când am băgat în viteza a doua numai, am băgat și domni, iartă-mă, pe drum înainte, că... și apoi am lăsat ambreia și apoi s-au ridicat cuptișorile în sus, nu? Du-te, vinde-l, dragul tate, și coasă. Servus. Gata. Și l-au vândut și am ce să facem. Da, da, da. Dar cred că tot mai bine cu căruța, așa-i? No, bine. Și mie tale care-i treaba? E treaba în felul următor. Că e mă taie capul, îi dau de mâncare, îi dau apă, nu-i dau, nu-i celălalt și mă duc și mi-aduc toate ce-mi trebuie mie. Da, da. Nu mă duc la nimeni ca și zic, hai măi, vecinul. Corect. Și apoi aici e treaba, nu? Da, nu te rogi la nimeni și te-ai dus și ți-ai făcut lucru, cum se spune. Cultură de cartofi am acolo, nu? Tăta dumneitale, da. Hai să arăce, compiri, zicem noi. Cum? Compiri. Compiri? Da. Da, da, da. La noi zbaraboi, da. Napși, pampiri pe Valea Bârgăului. Uite, dumneavoastră. Depinde. Pere de pământ până alte părți. Pere de pământ. După aia, să mai zic și altfel. Na, uite, dumneavoastră. Dacă dă bunul Dumnezeu, Tatăl cel ceresc. O grămadă. Ne uite, dumneavoastră. Numai eu cam încurcat azi noapte ploaie. Le-am încurcat un picuță. Uite-ne, dumneavoastră, ce aici. Să ai și năpărie mare aveți. Aici ne... Bostani, dovleși. Bostani. Cu curbete, cu zicem curbete? Noi. Cu curbete, zicem. Am înțeles. Uite-ne, dumneavoastră, ce aici. Da, i-ați cătat, îți făcuți? Da, cu? Serios? Mai hăptam... Am tras pământ pe lângă ei, cum zicem noi. Și am tras și o zi nevastă mai către mine, că eu nu pe-am răbdare, îți mai uite o lecuță. Da, da, da. Și zicea, las că fac, eu du-te tu și fă altceva. Uh-huh. Și apoi aflat, așa e mai mare ca nucile. Serios? Da. Nu, no, pensam că în vreo 3-4 săptămâni deja... Da, nu, până septembrie. În septembrie? Septembrie, da. Septembrie, atunci ne-i celanii și culegem și nevastă. Atunci o ajut și eu, dar... Nevastă mea alege care e de sămânță, e de sămânță, care e a purceilor, care e de mâncat, mâncat. Și pe fiecare sac scrie care cum ui și apoi am pivniță acolo de la pălincie din deal. Da, da, da. Dar năpăria asta ajunge pentru doi oameni? Că nu ne nici trebuie. Serios? Nu ne trebuie. Uh-huh. După aceea colonia. Tătuiam eu, de la de Șură de la Vale, de la Val de Șură. De la Șură în jos, către Vale, tătuiam până eu. La drum. Da, până da, în da, drum. Da. Niște cepe, hai să le arăt cepe acolo și... Și apă? Și apă, nu. No. Din aia albă sau roșă? Iese și roșie și albă. Și roșă și albă. Da, și ăste îi și apă roșie. Da, da, da. Se vede pe ea. Se vede, da, da. Cât au ajuns și aici napt. Aha. Și aici e zmeură. Și văd ce zmeură, da, 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 da. Guste, numai nu-i s-o gust? Guste, uite, prinde. O mai început cineva sau numai mie îmi dați onoarea, Bacornel? Nu, dar mie nu-mi trebuie. Nu. Nu, guste. S-o dus. S-o dus, dar nu-i dulce, mă înțelegi, uh-huh. Metalii pe mine, nu-i dulce. Poate și de la vreme. Ploaie. Ploaia, da, da, da. Aici avem usturoi de ala de toamnă, cum zicem. Și ăsta e de primăvară de aici. E de primăvară, dacă e mai subțire. Da. Am înțeles. Aici e gospodar, sunteți cu luaie. Și apoi încolo, aici ne-a fost o casă veche, posta bunicu. Și am cumpărat-o de la cineva. Și acolo avem pivniță jos. Și acolo e beșiu, da, da, da. Da, dar nu-l folosește nimeni. Am înțeles. Noi avem acolo, sus în deal. Da, da, da. Asta a fost șura, asta e în spatele dumneitale. Asta a fost șura cui, de la care am cumpărat casa. Aha. Nu, da, da, da. Apoi un bag aici, fână, ieși. Mai cruțați, așa, fânul. Până când s-a
doborâjos, că mie multe nu mi-o trebuie. Da, da, da. Cred că drag v-a fost lucru, Bacornel, așa e la viața dumneavoastră. 18 ani am lucrat numai în colectiv. 18 ani. Hai că e mie. Și 26 la Sfânta Biserică. Uh-huh. Mulțumesc bunul Tatăl Ceresc că m-am vrednicit. Și și-am mutat pe acolo. Ești cantor la biserică, da, așa-i? Da, am uh-huh. pensionar. Am înțeles. Dar tot mereți, așa-i? Nu, bine. Da, da, da. O fost unul din satul mare și o stanau lunghe zile aici. Aha. Și s-o curăța, n-o mai stat, n-o mai vrut și stai. Serios? Da. Și apoi a venit după mine curatorul. Noi avem nouă curatori și a venit la mine. Văd că vin pe drum în sus o grămadă de oameni. Zic că te-ai minosă când era, că acel legăm pe unul. Aha. Zice, zic că te-ai minosă. Mă zic, vin jandari și mă lege. Și apoi a venit și apoi nu. Am ajuns la o înțelegere. Că de știi dumneatale care fă treabă, fă treaba, că deci românii din Soconzel nu sunt mulți și nu îi plăcea ce zice el numai de pe telefon. Am înțeles. Și nu era da, da. Pricez. Eu când încep priceazna, poți mere și bea o bere la butic, că mână românii. Serios? Nu, bine. Oare după ce rumpem o plășintă pe care ne-a făcut-o femeia dumneatale, ne ziceți și nouă priceazna? Zic! În regulă, în regulă. Atunci merem să vedem cum stă femeia dumneitale cu plășintele, că apoi trebuie să mă mai întind și cu dumneai un pic în povești. Știu, am o mare bolă. O repășinea. Pe niște pricezne de astea care îmi plac mie. Așa. Da, da, da. Nu, păi înseamnă că o să-mi spuneți și mie două, trei măcar. Nu? O, păi zic, câte vrei din meta. Câte vreau eu? Câte vrei din meta. Ca și ți-o arăta caietul care... nevasta lui băiatul meu mi l-a scris pe caiet și am și la biserică caiet și că eu fără ochi nu văd. Da, da, da. Și acolo și așa acasă. Apoi... Am înțeles. Na, haideți după dumneavoastră să vedem și face leza în firă. Nu mere, du-te! Hai, leza în firă, oare-s gata plășintile? Ai, v-ați schimbat și în costum țărănesc. Da, am gata plășintile, am făcut plășinte cu brânză, cu lobodă. Cu lobodă, aha. Da, cu brânză și cu moral, cu brânză simplă. Și m-am și îmbrăcat din ce l-am. Păi dacă m-a ținut bărbatul dumneitale în povești leza în firă. Dar, după ce și facem, că da, costez de lucru cu făcutul plăcinchilor. Corect, vai și bine arată. Da, sunt foarte frumoasă și subțări, nu să... Uite, ține oblidul, putem rumpe una să le facem poftă oamenilor care se uită leza în firă. Da, uitați dumneavoastră cât tu-s de subțări și de bune cu lobo. Sunt așa pe lespede. Da, pe lespede, copii, nu scoapte ulei, că scoapte numai pe lespede. Ungi lespede cu ulei și pui plăcinta și se coace. Da, și da. Apoi le o iei, o întorci, o pui alta. No, un pic de lucru cu e. Pe când o găt de făcut una pe masă, tragi eu cealaltă, pui alta. Da, da, trebuie să și iute de mână. Iute la mână. No, atunci ablidul iau eu le zanfiră. Duceți-l și le mâncați și chii sănătos. Da, mulțumesc tare mult și mulțumim tare mult. Văd că v-ați schimbat într-un costum tare, tare frumos. Un costum... E făcut de mie. Nu de dumneatale e făcut. Nu pot spune că e costum vechi, nu e costum de lucru, că când am făcut, a fost costum de lucru altul mai vechi. Dar ăsta e costum făcut de mine. Hai, ce frumos. Tătul e făcut de... Văd că e din pânză de casă. Da, e pânză de casă. Și l-am făcut cu colț, am și cu citcă, dar ăsta e cu colț. E cu cânepă, așa? Da, 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 da. Nemaipomenit. E în cu cânepă. Și mână scumpă aveți. Da, îmi place. Și mai sunt am vechi și le reconstruiesc înapoi. Serios? Da, tot fac, tot fac ceva, ceva, da, nu stau niciun pic. Și aici văd că la piept are niște strânsura asta. Da, 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 e foarte frumos. Foarte frumos. Dar de la cine ați învățat să faceți costume? Am învățat demnică. Demnică. Demnică, dacă te obișnuiești demnică... Da, da, da. Mai că când ești mai mic, știi cum e, eu am mai umblat și cu animale acasă, cu vaci când eram acasă. Da, tot din copilărie tot mai făceai citcă, umblai pe mere cu vacile, făceam citcă. Da, da. După ce sara, când vineau feciorii în hăbdiște, cum ziceam noi, făceai citcă, cosei, făceai. Da, da, da. Le lucrai, nu stai nici un pic, la, nu s-o stat. Am dacă înțeles. Ai statul... Deloc, deloc nu s-o stat. Deloc nu stai. Nici acum nu-mi place și stau deloc. Serios? Nu.
Atât de bine vă țineți la Zamfira. Și fac și găz, am facă de telefon eu. Și așa de chelea eu și am făcut și am fost ca meșter popular cu zgărz de multe ori, da, și da, la zilele orașului și la cu Carmen Aforie la Odoreu am fost, am fost la Lipău, am fost în Tășnad, am fost la Oțeloie, am fost multe locuri. Deci sunteți așa un meșter popular de Sărbășit, cum să spunem. Da, e tăche, e cele, e tăche. Aici la Zamfiră văd și războiul de țăsut. Am războiul de țăsut. Aici vă petreceți de obicei zilele, da, nu? Da. Haideți un pic aici, aici mai lângă el. Nu nimic, el nu se pache și nu fac nimic. Aici am gătat, am făcut pânză de casă, am țăsut, am mai țăsut niște ștergul, cum mai zice, ștergul în cuie. Ștergul în cuie. Da, și astea ștergul e șterg pe față, cum le ziceam noi, că astea erau nu pideale pușate. Da, da, da. Da, astea ștergul e șterg pe zlungi. Când faci baie, noi, facem, noi nu-i facem, ne ștergem cu șterguri de baie, cu astea. Am înțeles. Astea absorbă apa, au și ne place, așa sunt eu obișnuit. Deci numai din astea folosesc ștergul. Numai de astea, de casă. Am înțeles. De casă. Și faci și de vândut. Acum de vânduri, știi, aici la noi toată lumea are, o făcut. Da, da, da. Cu astea s-a ocupat lumea, nu? Sigur. O făcut și așa de vândut. Numai, nu, ai țăsutul și le ai. Da, da, da. Și ai, e vândut la ea, nu s-a vândut, e vândut. Am înțeles. Ce și văd că țăsute în două ița. Da, în două ița. Se țăsute în spate, în opt, în roșu, în bun, cum zicem noi. Cum? Rău și în bun. Rău și un bun? Da. Uite așa, că am mai învățat ceva. Așa se ducea la astea. În spate din 8 și se pune și în bun. Aici tot într-o casă vine două hire și într-una vine o hir. Da, da, da. De la spate. Dar care sunt bun, ale erau în fiecare casă cât e două hire. Am înțeles. Și acolo am pregătit niște iță ales din 14 și aici fac înapoi, astăzi de 11, astăzi de pânză. Am făcut prima parte și acum o aleg a doua. Deci tot dumneata faci și ițele. Da. Aici e a doua parte, astăzi mai complicat e a doua parte, un chicuț, cam rău cine le știe face. Am înțeles. Aici trebuie și fi foarte atentă, trebuie și iei tot firuțul ăsta. Și îl iei, îi rog că nu văd fără ochelare. Nu vedeți fără ochelare, bate-i norocul, folosiți ochelare, așa e? Da, da. Când am avut ochelare. Luați și îl faceți așa smâc, nu? Da, 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 îl iau de aici, ia ca, la acolo îl iau fiecare iț. Da, da, da. Iț, ea este în ea, uitați, așa am înțeles. Așa în ea să îl iei acolo. Și da, trebuie întors din interi, mai unul l-am întors din interi. Și îl dai aici așa. Și te duci înapoi. Păi sunt întors din interi, așa în ea, când l-am pus jos. Vedeți? Aici e așa în ea și apoi îl dai aici așa. Și apoi îl faci. Nu, așa. Și apoi iei altul următor. Și tot așa. Tot așa în ea. Și iar se repete. Da, și... tot așa îl repet până ce îl ghez. Că prima parte se face ușor, că o faci numai pe cordienci, cum zicem noi. Da, da, da. Dar când e al doilea parte, trebuie împreunat cu el ca și vie ițu, că altăcum nu poți... Altfel nu se poate, da, poate da, da. Și păi când bagi hirul până el, până iță vine, îl treabă și bagi jeci după aici și îl întorci așa și tragi hirul. Am înțeles. E șmecherie. Da, șmecherie, da, da. Și lasă sunt. Mai sunt femei care știu să facă iță pe aici în sat. Da. Știi ce? Asta e iță, dacă nu făceai când erai fată, după ce te-ai măritat, nu mai put face. Păi, de ce? Că zice că îți moare bărbatul dacă faci... Serios? Dacă faci iță după ce te-ai măritat. Nu trebuie și faci mult. Două, trei, iaste. Ai făcut două, trei corlețe, cum zicem noi. Da, da, da. Atunci era... Ok, puteai face și după ce te-ai măritat. Am înțeles, da, da, da. Da. Uite și de obiceiuri. Da, obiceiuri. Și da, de, da. Dacă, nu te-ai, dacă te-ai măritat, n-ai mai putut face iță. Dar așa ești, când eram acasă, de jucărei făceai. Așa și da, face, da, da. Învăța tu bunica, cum mai spune, din partea lui tata. Da. E celălalt. Și, nu, e șor de făcut, nu e greu lucru de făcut, numai
cine îl știe. Da, da, da. Dar la războiul de țăsudie câte vreme lucrați? Da, păcă e acasă. E acasă? Acasă, acasă am țăsut. Și de la mașină de cusut, am cusut de acasă. Până ce mă băgam în ea, până că nu știu mânabul, până ce zbura cu raua de pe ea și nu știam că ce-o făcut. Și apăfugeam din casă, că mă gemea și nu mă bat. Da, da, da. Și vineam înapoi. Nu, mai cos și cu mașina de cusut, mai foarte veche, că de atunci e multul. De... Uh-huh. De aceea e Ileana și foarte veche. Da, 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 am înțeles. Mașina numai, acum, la... Am zis că am vrut, dar nu mai aflu, ia să-i cu cureaua, numai la curea, am și la curent acolo, dar nu-mi place și să spun. Da, da, deci numai la cura. Nu mai sunt mașini de cusut, am poate că, nu știu. Am înțeles. Pe internet mi-am comandat eu una, dar n-am neștiut. Și la război e țăsut, e greu să lucri, le zi-am fie? Nu-i greu, nu-i greu, nu-i greu, la nimică nu-i greu, dacă te obișnuiești nu-i greu nimică. Nici la... No, când făceai țoale, trebuia alesă, trebuia făcut iiță, trebuie multe, multe cele și iar la... Noi zicem abrosă, nu zicem față de masă, ce făceam așa de rota. Da. Toale numai cu jejichile, cu hirul, e lână și... No, e... Dar nu-i greu. După ce... Ce îți place, nu-i greu niciodată. Corect. Cu ce ați început prima dată la război? Cu... Cu țoalele am început. Cu țoalele? Țoalele de pe paturi, cu alesul. Uh-huh. Iar le-am ales și apoi ce făceam, am făcut feții de masă, la, apoi ce-i la pânză, la, la astea feluri. Da, 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 am înțeles. Pânza, pânza, pânza cu tort și cu bumbacă era mai greu de țesut, că trebuia făcută mâjală. Ca și mâjești tortul, eu nu le-ai pătusesă. Ce înseamnă tort? Tortul era fuiorul, de jos. Era fuiorul, torcei, trei feluri de... Să torceai din ton fuior, le trăjeai și făceai fuiorul, aia era cel mai fin, care făceai, torceai de pânză. După aceea era urzala, care se făceau, numai, lipiteau pe paturi din urzală. Da, da, da. Și erau câlți, din care se făceau dosoie, cum zicea mai leșiere, îi puneau pe oamenii mâncare la animale, că mereu la plug și alea se făceai din câlți. Și fuiorul tocea de pânză. Da, da, da. Și iară făcea ștercuri și de astea felul. Și e mai subțire și e mai fine. Am înțeles. Dar pânza e învăluită, ca așa zice, pânză învăluită, că era cu bumbac și cu, și cu tort. Era și, era mulți că nu aveau posibilitate de lua bumbac. Și puneau tort, tort. Da, curat. Și făceau așa de antale haine. Da, da, nu era groasă. Nu, că nu? Așa îl torceau de subțâr. Erau așa de subțări ca cum ar fi cu bumbac. Da, da, da. Și să, cum să torceai? Greu? Nu e greu. Nu e greu. Nu e greu de tors. Da, da, da. Nu e greu. Că după ce trăjeai și era fuiora la fin. Nu erau puzdările ale în el. El să torce foarte fain. Da, că uite, îmi povesteau femei tot așa pe sate care îmi zișeau că își dubdeau din câlți, da, de la câlți, de la puzdării. De la puzdării, corect. Să beleau buricile de la jerit. Exact, vârfurile de ajitelor. Da, 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 dar fuiorul, dacă nu era tras, așa era tras de tare, era, nu rămânea nimic în, am înțeles, în el. Și da, apoi da, ăla făceau și era subțâr, așa, și torcea fuiorul subțâr, subțâr. Nu era, nu era gros. Da, da, da. Și apoi chita le făceau pânză, își făceau haine. Mai de mult, astăzi se coșe un blau. Am înțeles. Da. Și ară pânza, pânza de casă să face, să făceau pinileaule după ce, să făceau spăcele, să făceau... La cămes spăcelele, să spun așa. Spăcel. Da, da, da. Și costumul ăsta, de exemplu, pe care l-aveți pe dumneavoastră, e costumul original de aici, din satul Soconzăr, din zona Codrului, așa-i? Da, din zona Codrului. Da, da, da. Am observat că în ultima vreme foarte multă lume confundă țara Oașului cu Maramureșul. Da, da, zona Codrului, la fel, poate și cu Lăpușul am auzit într-o parte confundasă. Da, cineva își, fac, la televizor. Își fac mai multe costume, cum văd, așa le fac. Dar da, nu-i, nu-i specific zonii. Da, da. Specific zonii. Cum ar trebui să prezinte Leza în fire? Cam dumneata ești o femeie în măsură, să zic. Da. Să zic așa.
Cum ar trebui să prezinte un artist în fața publicului? Mă refer și la cântăreți, la ansamblu folcloric. Sunt și la noi și cântăreți, că n-au costumul popular codrinesc. Da, da, da. Uh-huh. Nu dau nume, dar n-au costumul. Da, da, da. Tot felul de amestecături în ultima vreme și el puțin. Nici șurțuri, nici nimnică nu au specificul zonii codrinești. Uh-huh. Își și-au făcut, la noi nu s-au purtat nici catifea, șurț, zice barșon mai de mult, nu zice catifet. Barșon, da, corect. Dar nu s-a purtat de alifelul, s-a purtat de... Eu am de ali mai de mult, era zaie de șanton. Uh-huh. Era cu flori și cu mai multe feluri. Și erau zaie verzi și au făcut că și de aia am și albatru și erau încă în roz și erau... Lila, așa cum zicem noi. Da, da, da. Uh-huh. Așa unul, nu violet, închis, lila, așa așa le zice. Erau șurțurile. Și e material, așa. Și are de pânză. De pânză, corect. De pânză corect. Era. Da, da, da. Uh-huh. Ale erau șurțurile de pânză. Apoi că erau tărcate, că erau cu numai cu citcă de arotă sau cu ciur făcute. Da, da, da. Dar așa de bașo, de catifea, ele nu, uh-huh, nu au fost. Nu s-au purtat. S-au mai stricat, așa să spun, lucrurile vis-a-vis de portul popular, așa-i? Să mai eu am cum văd pe altă unde și noi specific zonii. Aici e bai, corect, zona. Corect, zona. Ar trebui să avem un picuț grijă. Da. Mie nu-mi place și portul. Da. Ce e altul? Da, da, da. Altul port de pe altă unde. Mm-hmm. Eu abia aștept să-l văd și pe Baria Cornel, pe bărbatul din tale, în costum popular, s-a dus dincolo ca să înștiimbe. Gacile le-am cusut eu, că am avut rămasă de la părinții lui, de la tata lui, dar le-am dat. Da, da, așa da. E, e miră că n-am dat și cămeșile. Mm-hmm. Gacile le-am dat, dar da, cămeșile da, da. Nu le-am dat. Mm-hmm. Vi-s dragi, așa-i? Și ne dragi și eu așa cum s-a lui împăturate și de, a făcut el nu la nimeni. Da, oriunde da, da. Cât îți umbla așa ca cum pe el nu-l ți-a plăcut în zona acolo. Chiar povesteam la Zanfir împreună cu domnul director atunci când am început filmarea materialului, că atunci când am fost la dansul la șură, cred că nu au fost oameni mai faini ca dumneatale și Badia Cornel în costume țărănești. Da, suntem, așa deci cel puțin eu atunci la Jocul Satului am stat, povesteam cu femeia, am stat și v-am admirat. Deci pur și simplu m-aș fi uitat o zi întreagă numai la dumneatale și la Badia Cornel. Da, și la fel, felul în care ați jucat. Da, deci... și mi-e drag și portul că este părinții de-a lui Carmen care au prunci. Musa și-ți fac o poză, zice, cum e pingileu împăturat. Musa da, și-ți fac o poză. Nu stă împăturat. Mie așa îmi place și le... Da, da, da. Și le ce? Nu le arunc, le pui, acum nu sunt murdare și zici că le spăl, dar le împătur înapoi, le așez la loc, nu le arunc și le lăs uitate, gata, corect. Până... Trebuie îngrijite, da, așa-i, așa-i. Așa îmi place, mie tot și el a locuit. Așa-i. Dar pe războaie de țăsut pe aici în sat mai sunt? Mai lucrează femeile? Sunt, dar nu prea lucrează. Nu prea lucrează, așa-i? Războaie sunt. Sunt multe că le-au lăsat și ori le-au putrăzit tălchile, ori le-au făcut o fel și altul. Din poducăsă. Da, sunt poducăsă. La majoritatea, da. Mm-hmm. Și acolo... Poate nici nu mai au pentru ce. Și apoi am să o dezobișnuit. Da. Că o zică țăsut o bucătie că le poartă nimeni. Exact. Nu la nimeni le trebuie, dar mie eu dă ca material. Nici când bănuiesc și le lăs și nu le zic, le lăs eu acolo și stai. Da. Ce reprezintă la zanfirătate lucrurile astea pentru dumneatale? La mea fată, eu îi zic fată, dar minoră. Da. E Ivoșanca, e Darna, dar îi plac. Da. Îi plac, îi dau și sunt străinătate, sunt Franța, dar... Își duce știerguri de acasă și îi place. Și când e acasă, am un nepot de 8 aia și la toamnă, apoi de multe ori îl șterge din baie cu știerguri de acasă. Cu știergurile din asta, da. De acasă. Ce reprezintă, Leza, înfirătate lucrurile astea pentru dumneatale? Costumul popular, știergura asta pe care o țăși? Pentru mine, știi ce? Reprezintă o mândrie pentru mine. O mândrie? Da. Eu mă mândresc cu ele. Și îmi place cu și portul popular și lucrul ce îl fac îmi place, că el nu mi-ar plăcea, n-aș face. Corect. Oare de ce e important ca să ținem la tradițiile populare, la obiceiurile noastre românești, la portul popular? Noi ținem aia ăștia mai bătrâni, dar
Ce atâng el nu cred că orțunie. Păi atâng el nu prea. Nu. Nu, și aici mult s-au luat prima dată și e danțul la șură, mult s-au îmbrăcat și până la urmă tăți le-au lăsat. Da, din păcate. Nu s-au mai luat. Da, a fost da, într-o vreme că atât am fost, tu, Doamne, ea e așa mai tânăr, nu s-a așa de tânăr, dar nici bătrâni nu s-a. Și am mutat s-au lăsat. Da, da, da. Și-au făcut carmen cizme și pantofi la femei și la tăci și am mutat le-au lăsat. Nu s-a mai, nu mai eu atunci. Dar așa, la zile mari de sărbătoare, mă îmbracă lumea, că o cam așa populară. Nu se îmbracă. Nu prea. Că când te îmbrești, gândești că râdi, că te vede că ești îmbrăcat. Serios? Eu m-aș îmbrăca așa, dar gândești că nu le... Gândești că toată lumea s-a uitat la mine. Uh-huh. V-ați îmbrăca cât mai ies, așa? Eu m-aș îmbrăca, că mie-mi place. Eu mai uite, mi-aș adu mie ca la biserică o împingilegi eu cât o roche. Da, da, da. Și m-aș duce. Da, gândești că, nu știu, gândești că tot, când te bagi în biserică, toată lumea se uită la tine. E drept, da, da, da. Tot. Aș vrea leza în firă că vremea trece atât de repede și dumneata ești povestitoare și Badia Cornel și cred că nu mi-ajunge un șas cât e emisiunea ca să stau cu dumneavoastră în povești. Aș vrea tare mult ca să mergem în casa dinainte acolo. Că am văzut că aveți acolo perinile. Niște fețe de pernă tare, tare frumoase, dar s-a așezat de așa una peste alta. Da, da, ale nu le-am dat afară de acolo, o fost mai multe, o fost două, de aceea încă două, cum zicem noi, tocuri de ale deasupra, le-am dat la Carmen, că le-am țipat de acolo. Când am avut două paturi, punem șase pe... este la pat, șase pe cel la pat. Războiul s-a făcut, ce facem, te că te dau alături al războiului. Și se sute direct. Da, da. Se sute direct, astea fundurile astea, acolo. Da, asta da, e da. Jolj, albul, împărat și făcut, le-am cusut. Am eu. Înțeles. Le-am cusut eu. Văd că pânza e și atât aveți. Da, asta e pânză învăluită, care o am săsut, asta e de pinghileaua, de asta e cu ce-s pe mine. Asta e pânză de bumbac, numai făcută, ca să fost amul. Asta e pânză de bumbac. Da, la începutul filmărilor. Da, văd că tare faină ați săsut-o. Subțire. Mai de mult să-ți lăsa mai gros, așa e un pic. Așa era bumbacul. Așa cum e asta dumitale. Da, asta e pânză învăluită. Da, e învăluită. Asta e numai de bumbac. Asta e pânză învăluită. Da, da, da. Asta e mai gros un pic. Dar nici asta e mai grosă, vezi? Că e subțire a fost fuiorul țăsut. Da, da. Tors. 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 Da. Asta e tot sută, tamul i-am țășut șase, sunt mai multe feluri de știerguri aici, ce mi s-au dat înainte. Da. O grămadă ați lucrat, le zanfiră. Da, astea trebuie să suche geamul. Astea sunt numai de bucătărie, să suche, sunt numai așa... Prosope, din astea mai micuță. Prosope mici și de bucătărie. Da, da, da. Am înțeles. Foarte faină. Acolo am pânză de saci. Aici te prosope, ești pe tot locul. Da, acolo da, mai da. Am bumbac. Ce să alege oare cu toate lucrurile astea, alea zanfiră? Nu. Cui o să rămână? Aici mai am bumbac încă și... Mai aveți acolo bumbac? Păi da, mai am o via... Da, da, da. Și așa o jurea de tort acolo încă. Mai sunt cătate lucrurile astea, fețele de pernă, prosopele, ștergarele, cum zici dumneata, alea zanfiră? Dar este bumbacul fost țesută pânză. E altfel de bumbac. E altfel de bumbac, da, da, mai, da. Mai albul. Am înțeles. Aici e sută pânză, aici e bumbac mai da, mai da, gros. Da. Mai sunt cotate lucrurile astea, ale zanfirei, că le mai dorește lumea să le aibă în casă? Nu știu, nici perii mulți l-au țăpat. Le-au străcat. Da, da, da. Le-au străcat și le-au cerut, dar nu-i trași. Atât de frumoasă. Este extraordinar. Aveți o mână tare scumpă și cred că la viața dumneitale, nu știu dacă mai fost așa, femeie pânsat da. Care să lucre așa cum ați da, lucrat dumneavoastră. Am mult. Aici am aici am fețe de masă. Și acolo am dulap. Fețe de masă, să aici tăche. Doamne, doamne. Să tăche fețe de masă, iată. O grămadă. Asta trebuie să aleasă războiul și ca cum îi lipi eu. Dar să nu le desfaceți leza în firă, că e și păcat. La cât de fain le-ați... Trebuie să împăturați. Le-ați împăturat acolo. Și legate aici. Da, da, da. Numai să le țineți la loc de și astea. Mai sunt pânșură. Mai aveți și pânșură. Pătă locul. Știerguri. Da, și aici am dulap. Tu, oameni, doamne. Extraordinar câte aveți. Mult ați lucrat. E șchersul, da, aici am,
Acolo sole. Acolo sole. Să văd de haine. Da, da, da. Văd că și covorile astea de pe jos, tot în război sunt făcute. Da, tot în război. Da, da, da. Și aici mai este, văd acolo, clopul ăsta cu mărgele codrănesc. La nepot le-am făcut. Le-am cumpărat și le-am făcut la nepot. Da, da, da. Așa erau clopurile astea mari? Da. Pe aici, pe zona de codru? Da. Și am făcut un trifel, asta e o șenească, de că e masă din bășancă. Da, da, da. Foarte frumoasă. Tăi, le-am făcut de eu zgârzele. Și, și, cu și la zgârz, tot dumneata ai lucrat, da, așa? Da, tăi, le-am făcut Extraordinar. Extraordinar. Mai trebuie pana, nu? Da, așa e mai mult. Pana de cocos, sau ce să pune? Mai am aici zgârzute, nu știu ce mai. Da, da, da. Lucruri de mare valoare. Da. La zanfiră. Da, da, am maci de mărgele, am. Da, da, da. Aici am o pungă plină cu mărgele. Am înțeles. Aici am mărgele. Da, lucruri, orice te fac, nu stau nici un pic. Da, da, da. Știți cum se spune pe la țară? Să vă ție Dumnezeu năravul. Nu? Că așa se spune. Aș vrea să merem, cred că s-o înștimbat Badea Cornel, ca să vă punem așa la oaltă să le arătăm oamenilor care ne urmăresc. De fain vă șade unul cu altul. Nu știu cum v-ați găsit la zanfiră, dar atâta de mândru vă șade unul cu altul. Unul cu altul, dar pentru că părechii ne-au lăsat rânduit Dumnezeu. Da, așa v-au rânduit, corect, să vă găsiți, să vă luați unul cu altul. Da. Haideți să merem, că păi ne așteaptă și Badea Cornel, cred că e pe acolo, pe întârnați pe afară. Altă lume, Badea Cornel, în haină țărănească, așa e? Foarte fain portul popular. Oare, să merem, uite așa, mă, în partea aceea, cam bate soarele atâta, atâta de tare aici, altfel vă șade în costume țărănești. Da. Da. Alfi. Aici, undeva pe partea asta, așa, ca să vă vadă lumea cât sunteți de fain și bine vă șade. Cum vă simțiți așa, Ba Cornel, în hainele astea țărănești? Eu mă simt foarte bine, că îmi place ținuta țărănească. Și îmi place și vorbile țărănești. Și vorbile țărănești, da. Da. Și apoi încolo tot îmi plac. Doamne, eu nu știu, uite cum povesteam la zanfiră în casă, nu știu cum de v-ați găsit așa unul pe altul. Sunteți, cred că, o pereche cum rar am întâlnit eu în aieștia zași și ai de zile de când îmblu pe coclauri. Deci, pur și simplu, mi-e drag și să citește bucuria și fericirea vieții numai când mă uit la dumneavoastră. Da, nu zic că nimeni nu-i sfânt pe pământ, ne sfânt pentru lucru. Așa, pentru lucru? Cam vrem și facem cât e... Cât de mult, cât de și, mult. Nu, și nu poți. Dar pe amul la 70 de ani, încă vă mai arde să faceți mult. Face cântă furgătesul. Ai mere. Lucru înșată nu se gata, așa-i? Nu. Mai ales pe lângă casă. Nu. Nici când. Nu. Ai vrea și faci cât de iuche și ghegheț. Da, așa-i. Ne-a plăcut și lucrăm și ne place continuare și lucrăm. Și avem și ai. Nu și nu ai. Așa e. Azi, mâine, aveți aproape 50 de ani de căsătorie, așa e? 50 fără 3, din câte am calculat eu așa un calcul. Mulți ani. Da. Iată că ziua de astăzi, cred că puțini mai ajung la peste 50 de ani de căsătorie. Da, cam așa e. Da, da. Cum a fost ăștia 50 de ani aproape de căsătorie? Nu putem zice că a fost un răi. Da, nu, și cu greutăți. Și cu greutăți. Cu greutăți. Care a fost cea mai mare greutate? Greutăți, așa zici că nu a fost nu știu ce greutăți, că copii n-am avut numai unul și zici că m-am avut copii mulți. Da. Greutăți cu lucru, cu astea, bani, că nu erau banii, numai dacă... Dacă lucrai. Că la colectiv nu mai e la norme. Nu că nu am lucrat, că am lucrat mult noi în colectiv. Ați lucrat și la colectiv? 18 ani aveți. Eu am fost așa să-ți plece. Ca și cum am lucrat noi în colectiv, nu cred că o lucra nimeni. Mai nu a fost bani. Da, nu au fost bani. Erau puțini. N-a fost duși nicărit. Tot ce s-a făcut aici s-a făcut mai la colectiv. Și tăi la colectiv aveți amul pensie? Eu am de la colectiv, dar el are ca cântăreță, vă dau 6 de ani. Am înțeles. Deci aveți și pensie ca și cântăreț de biserică. Da. Da, tare mult mă bucur că astăzi v-am călcat pragul căsă și vă mulțumesc tare mult că m-ați primit cu atâta drag, iată, alături de domnul director la dumneavoastră. Vă mulțumim dumneavoastră pentru
cu te dragul. Venirea dumneavoastră la noi. Cu te dragul și trebuie să-mi cer iertare public față de dumneavoastră că atunci când am fost la dansul de la Șură n-am mai apucat să intru pe la dumneavoastră. Au fost vremurile așa pe grabă, să spun așa. Da, dar și mă bucur că astăzi am putut veni și să stau, cum se spune, în tihnă ca să vă pot asculta așa în detaliu povestea de viață. N-ați venit pe fugă, am stat în tineală. Exact. Da, și să știți, Leaza Înfierăcat, tot fost de bune plășintile, păcat că nu le putem trimite și la oamenii care ne urmăresc da. În momentul de față, și pe internet, dar și la Tradițional TV. Am făcut multă mâncare. Din ce s-a făcut dansul la Șură, multă mâncare am făcut la, până când a venit de masa ce să facă. Da, da, făceam da. Sarmale, sarmale, făcea cât e 600-700 de sarmale. Și le hierbeam și le ducea și aperitivul s-o pregătea la noi. Adică s-o făcut mult. Da, da, da. Multe cele. Am și înțeles. Nu bănuiesc. Foarte bine. Am făcut. Nici când s-o făcut filmare, să duceau sara de aici, erau și că 20-25. Pe dimineața când vineau înapoi era curat în casă. Da, da, aici am s-o conzăl. Toată lumea e așa omenosă cum sunteți dumneavoastră. Mi s-a părut cel puțin atunci la dansul la Șură, că atât e caldă lumea aici în zona asta. Este, sunt și de omie, sunt și oameni și buni și răi, ca și oriunde. Ca peste tot, da, da, da. Pădure fără uscături noi. Nu este, da, nu, da, da. Nu, nici poate să lemne putrăghe. Corect. Nimică. Da, Leaza Înfierăcat, Cornel, ce vă mai doriți de la viața asta, mult aproape 70 de ani? Numai sănătate ne dorim, încolo, tot este. Tot este, așa-i? E tot este, dacă îmi dai sănătate, e tot. Așa-i. Ba, Cornel, Doamne ajută, multă sănătate. Sănătate, Dumnezeu. Și vă mulțumesc mult că... Repet, că mulțumesc m-ați primit astăzi la dumneavoastră și, căutat. Și sper ca oamenii care ne-au urmărit să și prinzi drag de dumneavoastră și promit că atunci când o să mă iam treșere pe aici, în zonă, o să mă intru cu mare oricând. Drag, pentru că mi-ați ajuns la vă suflet. Vă rog frumos încă că nu trece două pe luni. Aici și ne veniți ca pe noi. Așa facem. Ca să anunță să fă oricând, ori la cine. Vă mulțumesc tare mult. Vă pup, Leaza Înfierăcat. Multă putere și sănătate. Și eu vă doresc dumneavoastră și la... familia care vi-ți urma de aici înainte. Așa, mă învârt, uite așa, către dumneavoastră, Leaza Înfierăcat, ca ta sunteți de fain, am uios așa o țară mai golănește, cum se spune pe la da, noi, cu țara Năsăudului, da. Și aș vrea, uite așa, să ne uităm către cameră și să le transmiteți, ba, Cornel, Leaza Înfierăcat, un mesaj la oamenii de pe internet, de pe Tradițional TV, care i-a tostat un șas bun ca să vă urmărească. Că le dorim multă sănătate și fericire și e bine în lume. Și e bine pace. În lume. Pace în lume. Așa-i. Când da. E pace în lume, tăcheți bine. Corect, corect. Poate mai către toamnă ne chemați, ba, Cornel, la o zi de cosit o tavă. Ce ziceți dumneavoastră? Că am văzut că coasa e pregătită, la coasă dați într-una. Două aveți. Deci una pentru dumneatale și una pentru mine. Una pentru dumneatale. Așa e. În regulă. Noi la noi ieși să ușa ori la cine. Vă mulțumesc tare mult. Doamne ajută și să dai Dumnezeu să ne Doamne vedem cu bine, bine încă o dată. Și vă rog frumos, când treceți pe aici, treceți pe la noi. Nu vă ocolim, așa, îi promit că așa am să fac. Multă sănătate și voie bună de aici, de la Soconzăl, tuturor oamenilor care ne urmăresc.